Zeci de copii din întreaga țară au participat în perioada 6-8 noiembrie la Festivalul Național Steluțele Pucioasei. Concursul s-a desfășurat pe două secțiuni, interpretare vocală, solist vocal, muzică ușoară și interpretare instrumentală, solist instrumentist, muzică ușoară, fiecare având trei categorii de vârstă. Și în acest an, participanții au fost foarte bine pregătiți, iar competiția a fost una strânsă. De soarta greu. De te vreau uita tine, nu ești cu mine, eu te văd. Te duce sper să știi bine, mă super rău și fac prăpăt. Din juriu au făcut parte și Luminița Angel și Adrian Daminescu, care le-au pregătit celor prezenți la eveniment recitaluri de excepție, momente mult așteptate de spectatori. Doare să știu că nu mai ești al meu. Doare că noaptea pe pernă simt parfumul tău. Acum este frică, e frică. Acest an, membrii juriului au fost exigenți și obiectivi, iar cei mai buni au câștigat. S-au acordat premiile 1, 2 și 3 și mențiune pentru fiecare secțiune și categorie de vârstă, iar emoțiile au fost mari pentru toți participanții. Trofeul de anul acesta a ajuns la Vaslui, la Denisa Mihaela Burghera. Se acordă elevei Denisa Burghera de la Vaslui. Categoria 15-19 ani, marele trofeu, steluțele pucioase. Am câștigat, chiar dacă am participat ca un simplu concurent, mie mi-a plăcut. Mi-a plăcut foarte mult și sigur voi veni și la anul să văd concurenții cum s-au descurcat. Ești pentru prima oară aici la Pucioasa? Da, sunt pentru prima oară. Și mi-a plăcut foarte mult și orașul și concursul și cum s-a organizat totul. Sweet love, trapped in your love, I hope.